Îndrăgita interpretă a Mehedinții, Domnica Troop, a împlinit memorabilă vârstă de 84 de ani. Cu acest prilej, artistele Nina Predescu și Anica Ganț au dorit să-i facă o surpriză mamei Domnica la casa ei din Izverna. Impresionată, aceasta a ținut să le mulțumească tuturor celor care nu au uitat-o. Cocoșe negri în țară, zorile sare varsară. Cunoscuta interpretă Domnica Troop a împlinit 84 de ani. Îndrăgitele soliste, Nina Predescu și Anica Ganțu, au ținut să-i fie alături la aniversare și au făcut o surpriză. Mă bucur să o găsesc sănătoasă, îmi doresc și îi doresc ca la 105 ani tot așa să o găsim, să o sărbătorim, să ne mai spună, să ne mai cânte câte un cântecel, așa cum poate dumneai. Aș vrea să spun de mama Domnica, este rădăcina cântecului din Mehedinți. Că am venit noi din urmă, am venit după, aș spune, ne-am inspirat după melodiile, după toate cântecele mamei Domnica. Nu puteam să lipsesc din curtea casei mama Domnica. Fiecare om are în adâncul sufletului lui oameni dragi și mai puțin dragi. În sufletul meu, mama Domnica este și Nea Gheorghe, bineînțeles, este alături de părinții mei. O respect și îi duc grija tot la fel cum duc și părinților mei. Și chiar dacă nu ne vedem foarte des, gândurile mele se îndreaptă spre dânsa și mă gândesc tot așa cum mă gândesc pentru mama și pentru tata să fie sănătoasă și noi toți cei de aici și nu numai, pentru că dânsa are foarte multă lume care o prețuiește. Domnica Troop este considerată tezaur viu al Mehedințiului datorită cântecelor culese pe care le interpretează într-un mod unic și autentic pe care puțini interpreți îl stăpânesc.